Cătălin Oprișan își caute echipă, e genul da, care... Da, care sunteți? Am văzut după meciul fenomenal cu Insulele Feroe, fenomenal. Am văzut... Fenomenal! Fenomenal! Eu tengo un irmão, que fenomenal! Am văzut declarația lui Gabriel Torhe. Torhe, aseară, care a zis, cei care ne-au criticat și nu au avut încredere în noi, sper să aibă o noapte albă, zici că au bătut Franța. Ați bătut niște pescari cu 3-0. Și n-a fost nici titularul ăla care căpteanul echipei, că era suspendat. Cuberu a venit cu o răutate, nu este ea noastră, a scos-o bagabonții ăștia pe Facebook. Azi că victoria de aseară a făcut fericită patru națiuni. România și alea trei cu care o să jucă la campionatul european. Hai să terminăm cu asta, este victorie asudată, muncită. L-a găsit pe Costică Budescu acum 10 ani de zile când mânca și el o ciorbă, vorba lui... Vorba... Stai băiatul de dreapta cu numărul 5, bolghetărul nostru de ieri, vorba lui Câlâ Răducanu, bă, de o ciorbă, două, tot ne iasă și nouă un gol. De aici a pornit, tot de aici a pornit expresia. Bă, băiatul de stânga nu-l cunosc, dar dați-l bă, băiatul de dreapta ne-a, să ne iasă un... Deci lui a ieșit două goluri, unul nu a vrut, asta e șmecheria, deci Budescu dă gol și când nu vrea. Asta înseamnă atacantul. N-am văzut meciul. Da, el s-a uitat acolo și a dat perfect. Budescu e un băiat pe care l-a cerut practic publicul și da. Și care e un frate de-al meu. E și el un pentru pic că în... el mănâncă continuă, a zis săoara oa, dacă îmi plac sarmale. De aceea tu ești un pic abrotopei, săoara oa, plac sarmale. Te pup, Budescu. Să uită omul la televizor. Nu, dar ce interesant este că oamenii vorbeau despre Budescu din campionat, dar el încă nu era selecționat. Este da, corect. Și a zis să-l bage cu pescari ăștia. Hai să vedem mai departe. Deci ne-am calificat sau ceva, nu? Da. Jucăm la campionatul european. Hey, acum hey. Iară ce preotăcismele. Sunt 50 de națiuni în Europa și 24 joacă la campionatul european. Așa. Vorba lui Stețu. Bă, dar de ce n-au jucat două între ele și care s-a calificat mergea mai departe? Da? Deci nu s-a calificat Nagorno-Karabakh, Ceceno-Ingușeții, Transnistria, Vaticanul, San Marino, Luxemburg, ăștia afară. Și cine mă? Abhazia? Ăsta, restul sunt acolo. Mai sunt niște laponi care n-au putut să facă n-au putut echipă, să vină ca au Crăciunul da? Acum. Moș Crăciunii. Ăia din Gibraltar că așa, uite, i-am zis pe toți. Și ăștia restul s-a calificat. Dar oricum o victorie muncită. Da. Da. Bun. Le-am găsit pe ăla. Dacă o fi credibil, dacă nu o fi, băieții ăia, dar ai vorbit tu săptămâna trecută, care vor... deci farul, discuția dintre far, asta este și oamenii ăia. Deci ăsta este farul din Galicia și băieții ăia care se întorceau din Golful Persic super puternic. Da, să ne dați și ia, sonor. Dacă se poate cu sonor, ei încep să vorbească. Ia. Aici zice, vorbește la 853, vă rog 15 la grade mai încolo. Că veniți cu, către noi cu 25 de mile nautice. Ia, și acum răspunde ea șmecherii. Vă luați la 15, așa, ia. Ca să nu aveți o coleziune cu noi. Și acum șmecherii. Niciodată, zice ea. Niciodată. Noi rămânem pe frecvența noastră, 15 grade, nu o luăm. Și dăm mai departe, până la final, ei vorbesc acolo. Și acum o lăg. Aici, zice, vorbește Juan Manuel Sala. Suntem două persoane. Fiat, nu ne, niciodată nu ne escortează nimeni. Nu suntem numai noi cu câinele. Cu mâncarea noastră avem două beri și un canar, care acum doarme, zice. N-avem decât ajutorul lui Radio Corunia de aici și un canal, 16 canale de siguranță. Noi nu mergem nicăieri, pentru că vă vorbim de pe un pământ sigur. Aici zice, noi suntem farul A853 de pe coasta Galiciei. E treaba voastră, zice, ce faceți mai departe. Habar n-am ce, nici nu știu pe ce loc suntem între farul de spaniolă, că la Lansese suntem contra locul 2 la portavion, așa. Dacă vreți să luați măsurile de care v-am zis, bine. Dacă nu, pentru noi nu mai garantăm siguranța transportului dumneavoastră și treaba mea să o dați cu capul niște roci. Să mai punctăm o dată, e o poveste de săptămâna trecută, dar acum de ziua Spania da. E bine. Deci, un portavion mare... Uriaș, venea cu elicoptere, cu bombardiere, cu tare... Cere prin stație unui punct de pe radar da. Să se dea la o parte pentru că sunt pe trasa lor. Da. Aia zic, noi nu ne dăm, dați-vă voi. Ăștia zic, bă, dați-vă că noi suntem portavion. Noi suntem americani, ce, avem suntem atâtea elicoptere. Suntem portavioane. Avem patrule, avem... Submarin atomic, a zis. Da. Și ăla zice, bă, noi nu ne dăm. Avem un câine, două beri și un canar care doarme acum. Băi, vă călcăm la podea, la păruși. A zis, puteți să ne călcați, ce vreți, dar noi suntem farul. Acum de astăzi decideți dacă luați la 15 grade sau nu.
dați cu capul de roci. Să mergem mai departe, da, că simt o nevoie așa să intru în, uite în aici, spiritul uite, latin. Uite, fii atent, exact așa. Ăsta e spiritul latin. Ăsta e spiritul latin. Cum arată un comentariu al unor spanioli la un meci de fotbal american. Da? Mai latin de atât, dar nu se bă, că și matale tot acolo ești, cu Mexico, cu San Francisco, cu California. Cu... Ia, ia ascultați. La maximum, dacă se poate. Este como Superman, mi querido dinosauro. Vuela, que vuela. Vuela, que vuela. Touchdown, touchdown, touchdown. Báilale, 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 mi querido dinosauro. Las panteras le ponen 6 puntos. Y el pe linia lui, da, el pe linia lui, da, touchdown, primera. Touchdown, touchdown. Alyosha, drop the gun. Cam așa. Aoleu, știi când Zoro vroia să impresioneze o blondă? Nu. Și scoate sabia asta ta și face pe perete. Și ea zice, wow, Superman! Și vă mai încurc doar cu una singură. Băiatul ăsta l-a găsit senzațional. S-a apucat de pescuit, e pe repede înainte. Bă, ce pește a prins băiatul. Ia uitați ce face la barcă. Opa! Ce? O fi prins o balenă, urechice, mă, mărere, la de la vâsle. Uitați, asta înseamnă șmecheria. Hop, se întoarce cu basca și cu peștele prins. E, dar e bun om, aștept. Păi și nu era chiar așa urechin. Dar ce forță a avut, uite, peștucul ăla, încât a putut să-l dea cu capul de pereți.